ajuns la cursul 4 din 12. Suntem la Facebook Ads. Dacă până acum am învățat cum să facem conținut pe internet, în special pe Facebook, acum învățăm cum să cheltuim banii cu folos. Am învățat ce trebuie ca să ai un cont de Facebook Ads, despre Facebook Pixel, despre cum poți să ai un return on investment cât mai mare din banii cheltuiți, alegând un obiectiv cât mai apropiat de ceea ce îți dorești, alegând un public țintă bazat pe interese, pe comportamente și pe diverse alte opțiuni pe care Facebook le are în modul de Facebook Ads. Iar acum, după pauză, o să facem și o probă practică, începând să setăm împreună, fiecare cursant pe contul lui, un ad eficient în care să aplicăm cunoștințele învățate. Pentru mine cursul de Ads e un curs foarte înspăimântător, așa, pentru că lucrez în Ads de ceva timp și întotdeauna încerc să eficientizez partea asta de băgat bani în Facebook, pentru că mi se pare că e din ce în ce mai costisitoare și din ce în ce mai grea de făcut și de înțeles. Norocul meu a fost că știam un pic de Facebook Ads dinainte. Cu ce m-a ajutat Monica astăzi e că mi-a răspuns punctual la câteva întrebări. Și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că deși învățasem și știu niște chestii generale, acum rămăsesem cu hiben anumite locuri foarte mici și detaliate. Și ce îmi place cel mai mult la Monica e că își ia timp și îți dă timp să-ți răspundă punctual la întrebarea ta. Adică nu te lasă niciodată să pleci dacă n-ai înțeles ceva sau dacă vrei să mai știi ceva sau dacă ai un mic detaliu pe care nu l-ai înțeles. Și asta mi-a plăcut cel mai tare la cursul de astăzi, că mi-am răspuns la chichițele alea mici pe care nu le știam. Cursul de astăzi a fost despre aduri, bine, aduri pe Facebook. E un domeniu destul de vast, în sensul că există și un curs special doar de aduri, care ține 3 luni, dar e ok gen ca introducere, pentru că na, social media, pe lângă chestia pe care o faci tu să crească organic, trebuie să faci și aduri. Cel puțin Facebook, care e super crowded, adurile sunt foarte importante. A fost interesant, în sensul că am trecut prin multe lucruri și la final am făcut și ceva practică. Păi astăzi am învățat despre Facebook Ads. Am învățat despre cum ai posibilitatea să transformi sau să folosești acest instrument de lucru în a-ți face, a depăși cumva zona de distracție și de socializare și de cunoștință primare sau de vizibilitate și de a-l folosi cu meșteșug ca să poți să-ți transformi povestea asta într-un foarte bun mijloc de a căpăta ceea ce-ți dorești. Vânzări, bani, clienți, să-ți adaugi cumva. Deci Facebook-ul vine în ajutorul tău, el fiind creat, setat pe aceste dorințe ale oamenilor de a căpăta repede, direct, bine, doar prin apăsarea unui buton. Și butoanele astea le-am învățat astăzi și pentru mine sunt foarte importante. Sigur că nu mă aventurez să spun prea multe, pentru că va trebui să mă duc acasă și să studiez, pentru că există pe platforma noastră cursuri care ne ajută să sistematizăm. Dar la o primă vedere asta pot să spun că am făcut astăzi și am încercat să vedem cum putem să creăm campanii, ceea ce este extraordinar, pentru că suntem într-o lume a campaniilor, unele sunt făcute mai bine, altele sunt făcute mai prost. Probabil că de aici rezidă diferența între cât de reușite sunt unele și cum își ating scopurile, se spune campanii bine făcute sau campanii mai puțin bine făcute. Cred că este foarte important că atunci când pornești o campanie, în afară de a-ți stabili niște ținte, să-ți cunoști foarte bine instrumentele. Asta am făcut astăzi la curs.